своими глазами. В первую очередь, давай вам посвятать отдел Феликса и Руслан к успеху, который влад в Новый Сад в период 23-26 сентября, а именно Купа Мондиала «Ла Самбо, Ла Синьори». Felicitări, aplaudisment pentru Ruslan! În perioada 23-25 septembrie, în Serbia, orașul Novi Sad, s-a petrecut Cupa Mondială la Sambo, unde au participat, practic, peste 200 de sportivi, 34 de țări. La acest concurs au participat sportivi din municipiul Bălți, care au reprezentat Republica Moldova, Sergiu Șlubanu, maestru emerit al sportului, și Ruslan Cimpoieș. Vreau să spun că și acești doi sportivi au evoluat succes, au cucerit două medalii, o medalie de argint, și anume Cimpoieș Ruslan la categoria 98 de kg a cucerit medalia de argint, Sergiu Șlubanu la categoria 88 de kg a cucerit medalia de bronz. Vreau să spun că și acești doi sportivi pe viitor sperăm că ne vor bucura pe arena internațională. Acum suntem într-o fază de pregătire către campionatul mondial ce se va petrece în Armenia în perioada 16-18 noiembrie. Și Ruslan și Sergiu practic au făcut o pauză de odihnă. Mă refer la Sergiu Șlubanu, care este campion mondial și campion european. Este la o vârstă mai înaintată, are 36 de ani, dar sperăm că și în viitor ne va bucura pe arena internațională. Cimpoieș Ruslan, până în timpul de față, se antrenează aici, la școala sportivă din municipiul Bălți. Eu sunt foarte bucuros de rezultatele care sunt, având în vedere că ce au avut o pauză îndelungată, în pregătire, o pauză îndelungată de odihnă și acum am început pregătirile către diferite competiții. Practic, ei au evoluat, aș spune, cu succes. Este o treaptă unde sportivii vor avea posibilitate de a-și demonstra pe viitor calităților lor de maestrie. Mă numesc Cimpoieș Ruslan, ieri ne-am întors din Serbia, din orașul Novi Sad, unde a fost competiția Cupa Mondială la Sambo. M-am clasat pe locul 2. La campionatul acesta am avut adversari destul de puternici. Primul adversar a fost macedonian, a doilea adversar a fost sârbul, care l-am câștigat. În final am ieșit cu rusul și, din păcate, am cedat lupta din cauza la o traumă mică care nu vrem să o dau pe viitor, să fie mai grav. Both of them trying to reposition, trying to control the grips. And a big throw for Cimpoieș, and this ends it. Well, it was very difficult for Sabatos. It was quite clear, this thing, and Cimpoieș succeeded to throw him. Who it is? Încep cu lupta sambo de la 15 ani. Antrenorul meu este Iulian Petkovski, care de la 15 ani până la momentul de față a fost antrenorul meu. M-a ajutat, m-a încurajat și a fost mereu alături ca să ajung la rezultatul dat care l-am adus astăzi. Pe viitor avem Cupa Mondială, o altă Cupa Mondială, Campionatul Mondial, după asta Republica, ne pregătim după asta intensiv de campionatele europene și mondiale. În rând când ies pe tatami, primul picovor, eu mă gândesc numai la câștig, cum să câștig adversarul, cum să fac primul procedeu și cum primul să pun la pământ. Am ales lupta sambo pentru că în această luptă este disciplină, faci caracter, adică dezvolți un caracter puternic de bărbat, care
și în parcursul vieții îți trebuie să te întâlnești cu dificultăți de zi, trebuie să cum ai... În zilele noastre trebuie să avem un caracter puternic pentru cum e pe covor, așa și în realitate. Eu sunt căsătorit, am 3 copii, 3 băieți, unul de 6 ani care deja a început antrenamentele împreună cu mine, încep a pregăti, am îndrumez pe drumul, pe drumul sportului, adică să facă și el să fie ca mine, și mai bun ca mine, să-și facă caracter și acela în din urmă fix așa. Eu îndemn să, ca tot tineretul, persoanele chiar și puțin mai în vârstă să se antreneze, să alerge, să ocupe cu sportul, pentru că sportul asta este viața.